Spitalul Județean Argeș a primit un echipament de îngrijire intensivă pentru nou-născuți. Este vorba despre o masă radiantă cu modul de resuscitare pentru salvarea copiilor născuți prematur. Am revenit astăzi la Pitești cu o donație constând într-o masă de resuscitare, într-o masă radiantă cu modul de resuscitare în valoare de 16.200.000 de euro. Este a cincea donație. Până acum am investit aici aproape 74.000 de euro în două incubatoare de terapie intensivă, un ventilator de suport respirator, un aparat de ecografie pediatrică și această masă de resuscitare pe care am adus-o astăzi. Este o masă de reanimare excelentă care asigură echilibrarea nou-născuților, în principal prematur, dar și a celor născuți la termen atunci când se nasc cu probleme. Ea oferă copiilor căldură, oxigen în proporțiile care trebuie, precum și ventilație asistată în sistem NeoPAF. În contextul în care multe fete devin mame la vârste foarte fragede, fosta soție a tenismenului Ilie Năstase, Amalia, ambasador al campaniei de reducere a mortalității infantile Salvați Copiii România, a vorbit despre necesitatea investițiilor în educație și sănătate. E foarte necesar să investești într-o societate în sănătate și în educație, pentru că, din păcate, în ultimii ani, în 27 de ani, când trebuia să construim ceva pentru societatea asta liberă, nu prea s-a făcut mare lucru și acum primim toți roadele. Vedem rezultatele la BAC, vedem spitalele din toată țara care sunt sub orice critică și măcar în al 12-lea ceas trebuie să începem să facem ce trebuia să facem acum 27 de ani. Promisiuni au fost făcute și pentru viitor, astfel că sprijinul organizației Salvați Copiii nu se va opri aici. Întotdeauna nevoia este stabilită cu șefa secției, cu doamna doctor Vintilă. Să vedem acum ar fi nevoie de compresor de aer medical. Să discutăm detaliile și desigur că vom veni. Apreciem foarte mult modul în care sunt îngrijiți aici nou-născuții, ceea ce face echipa medicală. Și dorim, desigur, să-i ajutăm pe ei și pe părinților să fie liniștiți. Organizația Salvați Copiii România a fost alături de Spitalul Județean Argeș în ultimii 5 ani. Reprezentanții acesteia și-au propus să-i ajute pe micuții din județ să primească îngrijirile necesare aici, fără a mai fi nevoie de transportul lor la unitățile spitalice din capitală.